Fermierii din județul Botoșani sunt revoltați că în continuare se aduc cereale din Ucraina, iar ei sunt obligați să vândă grâul și porumbul sub prețul de producție. Ionica Nechifor, președintele Asociației Moldovii, spune că sunt sute de camioane cu cereale care intră zilnic în România și nimeni nu verifică dacă acestea ajung în portul Constanța sau sunt descărcate prin depozite de pe teritoriul țării. Majoritatea fermierilor din județul Botoșani au fost nevoiți să-și vândă grâul și porumbul sub prețul de producție. Aceștia sunt necăjiți că nu reușesc să-și scoată cheltuiala pe hectarul de cultură înființată din cauza a prețului care la ora actuală este sub prețul de producție. Porumbul este 65-70 de bani, grâul este 80 de bani. Pentru un hectar de porumb costurile sunt undeva la 3500 de lei, iar la o producție de 4 tone se obțin doar 2800 de lei, rezultatul o pierdere de 700 de lei la hectar.